nici Moldova, nici Ucraina nu sunt pregătite. Să ne lămurim. Admiterea Uniunii Europeană nu este nici un cadou, nici sprijin pe câmpul de luptă. Admiterea ar trebui să fie, așa cum a spus statutul Uniunii Europene în toate timpurile, o intrare a unei țări care e pregătită, pentru că dacă intră nepregătită și nu e spălată pe picioare, miroase în Uniunea Europeană. E o chestie simplă, da? De aia ne-au pregătit pe noi atâta. Trebuie să-l pregătești. Ați văzut câte modificări am făcut la Constituție, la ăla. Bun. Bine, Republica Moldova avea un acord de asociere la Uniunea Europeană. Da. Dată, de acolo a pornit, nimeni nu punea probleme. Era un acord de asociere cum e și cu mai multe țări din Balcani. De, încă o dată, nu s-a pus problema. Nu era pregătită. Stai să ne lămurim. Nu este tot tâmpenie cine spune că o țară, dacă nu e pregătită să intre în Uniunea Europeană, e o țară, nu știu, la marginea lumii.